În perspectiva alegerilor de anul viitor, Laurențiu Nistor, reales vineri, 29 septembrie, în funcția de președinte al organizației județene PSD Hunedoara pentru încă un mandat de 4 ani, a declarat că socialdemocrații și liberalii vor avea candidați comuni pe liste, doar dacă românii vor dori acest lucru, adică vor gira actuala coaliție de guvernare PSD, PNL și Pentru Viitor. Potrivit unor surse din mediul politic, PNL a scăzut îngrijorător în simpatia și susținerea electoratului din județ, iar menținerea alianței cu PSD, mai ales în perspectiva alegerilor de anul viitor, ar însemna salvarea liberalilor. Președintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, susține că PSD nu are ca scop salvarea PNL-ului, ci bunăstarea românilor. Care ar fi motivul pentru care ați accepta să candidați pe liste comune cu PNL la nivel de județul Hunedoara, altul, în afară de a salva dispariția Partidului Național Liberal în județ? Noi nu suntem puși, Partidul Social Democrat, să apărăm dispariția unui partid. Suntem puși, așa cum știm, cum a spus-o și domnul primar, suntem într-o coaliție la guvernare și trebuie să facem ce trebuie pentru români. Nu să punem pe un partid în minus, în plus, în nu știu ce. Dacă, așa cum a spus-o și domnul primar, dacă electoratul României va crede că e necesară o alianță, vom face-o fără nicio... Asta este părerea mea și domnul președinte este cel care confirmă. Nu vorbesc eu numele partidului la nivel de centru. Dar dacă electoratul României hotărăște și este bună această alianță, mergem mai departe pentru români orice trebuie să facem. Lăsăm politica la o parte. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute de liderii PSD la domeniile străiului.